Bună România, bună seara noastră și invitațiilor noastre, bună seara Răzvan Zanfir. Bună seara Radu, bună seara tuturor. Nebunie, după cum probabil ați aflat, în Cehia, la Praga, 11 oameni au fost omorâți de un sniper care a început să tragă pur și simplu într-o manieră teoretic inexplicabilă în oameni. Ulterior a fost eliminat de către poliție, dar până atunci a făcut aceste victime, 11 victime și foarte mulți răniți acolo la Praga. Da, 11 morți confirmați la această oră, 24 de persoane sunt rănite. Se discută foarte mult despre identitatea atacatorului de la Universitatea Carolină din Praga, de la Facultatea de Arte mai exact, în sensul în care până la acest moment, deși știm că atacatorul a fost eliminat de forțele de ordine, nu avem informații concrete despre natura acestui atac. Deci sunt o serie întreagă de speculații. Cel mai probabil, potrivit unor surse, am avea de-a face cu un student de la Facultatea de Arte a Universității din Praga cu anumite afecțiuni psihice. Psihice, da. Ceea ce până la urmă, sigur, deși local nu schimbă lucrurile prea mult, la nivel planetar, când stai cu această îngrijorare a radicalizării plecate de la nenorocirea din Gaza, stai cu oarecare teamă să nu se întoarcă atacurile ISIS acum în postura în care este Hamasul, să nu se întâmple lucruri de genul acesta și pui pe seama acelei situații de acolo un incident de tipul acesta, ceea ce pare că nu se confirmă. Pare că e un incident local generat de un om cu probleme psihice. Din primele informații am avea de-a face cu un student deraiat de la sănătatea mentală, dar, bineînțeles, nu putem exclude în acest moment niciun atac terorist. Da? Un atac terorist ar marca o premieră în această parte de lume la o astfel de scară. Da? Au fost vizate marile puteri implicate direct în lupta împotriva terorismului. Dacă mai avea de-a face cu un atac terorist la o universitate din Praga, cu un număr considerabil de victime, adunăm și morții și răniții, iată, se schimbă puțin paradigma. Dar a fost cazul în Norvegia al lui Anders Breivik, care a și spășit o pedeapsă de 21 de ani, cred că a și ieșit din închisoare între timp într-o manieră inexplicabilă, a omorât. Deci, doamne, deci, poate cumva fi excesul unui om nebun, dar e adevărat, trebuie să vedem în continuare cam cum se discern lucrurile acolo, care sunt informațiile care curg mai departe. Pe de altă parte, domnul Zanfir, pe de altă parte, și dacă e un om nebun, această știre pe care o vedem peste tot în lume difuzată acum ar putea genera niște idei, ar putea influența într-un fel, ar putea motiva într-un fel lucruri de genul acesta la nivel de terorism. Da, pe parcursul acestei seri vom primi mai multe informații, vi le vom pune la dispoziție. Repetăm informația tragică a acestui moment, 11 persoane, 11 studenți, din câte înțeleg, și-au pierdut viața într-un atac de la Universitatea Carolină din Praga. Alte 24 de persoane sunt în momentul de față rănite și primesc îngrijiri medicale. Poliția susține că atacatorul a fost eliminat. Din primele informații, acesta ar fi un student cu probleme psihice de la Facultatea de Arte Universitatea Carolină. Aș adăuga, apropo de această suspiciune, de această teamă pe care, mă rog, o vehiculăm cu toții în contextul mondial, ideea că totuși, într-adevăr, un atac terorist are de regulă loc într-un loc cu un impact foarte mare al Europei. Praga, departe de a minimaliza totuși importanța acestui oraș, dar la nivel planetar, nu e ceva care veniți să zguduie cumva, să determine oarecare emoție globală, adică de regulă au loc în zone, Marea Britanie, Paris, locuri de genul ăsta, Franța, în zone de genul acesta. De aceea aș tinde și eu să elimin această suspiciune legată de terorism. Da, plus că e mai liniștitor pentru mentalul colectiv, oricât de cinic ar suna, ideea că un student cu probleme de această natură ar fi în spatele întregului atac și că n-am avea de-a face cu o celulă teroristă în inima cu vedere estică a Europei. Sunt 9 persoane în stare foarte gravă în acest moment, astfel încât cu luciditate
ne putem aștepta, domnul Buzeanu, ca numărul celor decedați să crească, dincolo de cei 11 confirmați până în acest moment. Repet, 24 de persoane sunt rănite, dar 9 într-o stare foarte, foarte gravă. Există și unele rănite moderat și chiar ușor. Întreaga clădire a fost evacuată. Atacatorul a fost eliminat, asta este formularea folosită. Acum nu dăm seama dacă a fost ucis, dacă a fost capturat, dar presupun că eliminat se referă la uciderea sa de către forțele de ordine. Piața, o piață centrală din zonă, a fost închisă, da? Și așteptăm să vedem dacă atacatorul a operat sau nu singuri. Erau la un moment dat câțiva studenți ascunși, da, pe acoperișul clădirii Facultății de Arte de la Universitatea Carolină din Praga. Chiar și aceia au reușit să fie recuperați și întreaga zonă închisă, accesul restricționat. Este întreaga presă globală în procedură de breaking news. Informațiile vin în cascadă, chiar dacă sunt informații cu trimitere la ce s-a întâmplat în zecile de minute scurse de la momentul acestui atac. Foarte mulți s-au baricadat în propriile birouri și au închis luminile, de asta și momentul evacuării a durat mai mult decât era așteptat, pentru că oamenii încă se ascundeau. Da? Au auzit rafala de gloanțe și s-au baricadat cu lumina stinsă în birourile poza universității. Aceasta pe care o urmărim este publicată de un jurnalist care studia la Praga și care spune că așa s-a baricadat acest individ ca să poată să efectueze acest atac nenorocit pe care, a căror consecințe le vedem acum, le discutăm acum, dar asta este felul în care s-a baricadat acolo, din locul unde a început să tragă către mulțime, către oameni și așa mai departe. E o stare de emoție, sigur, pe care o trăim cu toții, repet, în această perspectivă, în sensul în care scăpasem de aceste lucruri petrecute în Europa, scăpasem de această nenorocire generată de ISIS, generată de războiul din Siria, de acolo și așa mai departe. Sigur, nu are, într-adevăr, suntem în continuare sub această influență, aceste idei că nu are legătură cu un zonă de terorism ăsta globalizat. Avem și câteva declarații ale martorilor oculari. Ne-am baricadat în cabinet, dar nu aveam nicio idee despre ce se întâmplă exact. Am avut un seminar, deodată cineva de aici a spus că este cineva cu o armă în clădire, ne-am baricadat, așteptam. S-a auzit o împușcătură, poliția știe, noi am așteptat acolo. E declarația unuia dintre studenți, în timp ce o persoană aflată în zonă spunea că nu s-a mai tras de aproximativ 30 de minute, am auzit vreo 10 împușcături, un polițist a trecut în fugă spunând că la etajul superior al unei clădiri se află un atacator cu o armă cu țeavă lungă. Da, deci ne facem o idee și despre arma folosită. Purtătorul de cuvânt al Facultății de Arte a confirmat că atacul a avut loc în clădirea lor, că se plimba pe la diferite etaje ale facultății, dar că nu are mai multe detalii. Speculațiile sunt că persoana în cauză, atacatorul, ar fi fost un student cu probleme al Universității Caroline, Facultatea de Artă. E o perioadă în care lumea se și aglomerează în târguri, peste tot, prin lumea civilizată, e o perioadă în care suntem sub influența ideii de Crăciun care urmează, e o perioadă în care exista această spaimă, adică acest atac vine pe o oarecare tensiune, pe un oarecare gen de așteptare pe care lumea civilizată, Europa, îl avea în legătură cu acest gen de întâmplări. Chiar dacă n-are legătură cu, dar totuși remarcăm totuși că e această stare de tensiune explicabilă, rațional, pe care s-a așezat această nenorocire, această tragedie. Și sigur că tocmai de aceea e și foarte greu să ieși din procedura de breaking news în momentul în care revin lucrurile astea, cel puțin în Europa, cel puțin la nivel de Europă, e o nebunie mare. Ne-am aminte cam care era situația pe aeroporturi în perioada în care ISIS-ul comitea continuu acest gen de atacuri, cam care era atmosfera la nivel global în perioada respectivă și sigur că sperăm cu toții să nu revină acea atmosferă. În altă ordine de idei și în eventualitatea plauzibilă, probabilă,
ca acest atac să fie opera macabră a unei singure persoane, un student de, înțeleg, 24 de ani al Facultății de Arte din cadrul Universității Caroline. Ăsta era un student de la arte care făcu rost de o pușcă sau de o mitralieră. Deci, tot situația rămâne tensionată și greu de explicat și în condițiile date. Că știi, să faci rost de o mitralieră în Praga, n-ar trebui, doamne, să fie chiar la îndemâna oricui. Da? Sau de o pușcă. Ni se descrie acolo o armă cu țeavă lungă. Doamne, nici de un revolver n-ar trebui să faci rost atât de ușor. Dar de o astfel de armă capabilă să rănească zeci de persoane, să ucidă 11, confirmate până la această oră, doamne, ar trebui să fie cu atât mai grav. Deci atacul s-a petrecut la aproximativ 500 de metri de o zonă istorică, da? De podul din centrul istoric al orașului Praga, da? Aș mai o zonă intens circulată de turiști. Aș mai adăuga pe subiectul acesta și faptul că, apropo de asta, cu obținerea acestei arme și până la urmă stai și te gândești, domnule, cât de ușor este să obții arme în Cehia, nu-mi dau seama, trebuie văzut care e regimul acolo în Cehia în legătură cu asta. Nu știu dacă e ca în Elveția sau ca în America, unde sunt subiecte serioase lucrurile acestea, deținerea de arme, unde lucrurile sunt foarte facile sau facilitate acolo pentru oameni ca să dețină arme. Din ce citesc, cetățenii cehi pot solicita permise de port armă pentru autoapărare sau pentru activități sportive, mă rog, cum e tirul. Există de asemenea o clasificare a armelor în funcție de gradul de pericol, cu reglementări specifice pentru fiecare categorie. E un pic relaxată acolo față de alte părți în Europa, dar sigur că dacă îți propui să obții așa ceva, dacă îți propui, eu zic că poți la un moment dat într-un fel sau... Dar totuși e o treabă prea serioasă. Deci ce văd acolo e o armă, e o treabă extrem de profesionistă. Adică nu e chiar o armă pe care să poți să o iei oricum, oriunde. Cred că nici în America nu poți să ajungi să deții așa ceva. De asta e vorba, domnul Buzeanu. Și dacă ne referim la un student fără legături cu organizații teroriste, e cu atât mai straniu, mai greu de explicat modul în care a intrat în posesia unei astfel de arme, muniție de război, da? Deci hai să fii serios, ne referim la un student de 20 și un pic de ani de la Facultatea de Arte. Nu era un trăgător de elită. Faptul că are ucis să ucidă 11 persoane, să rănească alte 24, 9 în stare extraordinar de gravă. Asta demonstrează că a avut o armă letală foarte puternică, da? În eventualitatea în care nu pornim de la prezumția că aveam de-a face cu un student la arte trăgător de elită în timpul liber, da? Un lunetist. Urmărim în continuare de-a face cu un lunetist, domnul Buzeanu. Evenimentele astea cu lunetistul, să vedem cam ce informații mai domnule, și ca apar. Lunetist nu împuști 11 oameni atât de ușor, omori 11 oameni atât de ușor, proptindu-te într-un colț, da? Deci e clar că avea de-a face cu o premeditare. O mitralieră. Și cu o premeditare. Păi, premeditare, mă gândesc că a fost, că doar n-a găsit acolo... O premeditare serioasă, până la urmă. Pare că totuși are și exercițiu, are și are un plan, are și o stare de nebunie cam. Așa arată lucrurile în momentul de față, în măsura în care mai apar informații. Dacă, atenție, nu ne referim la un atac terorist. Bine, terorist e oricum. A instaurat un regim de teroare în capitala cehă. Dar vrem să știm... Dacă în spatele acestui atac se găsește o organizație sau un descreierat. Ne întoarcem în plan local, unde lucrurile sunt de asemenea tensionate, însă din fericire n-are legătură tensiunea din România cu tensiunea pe care o vedem, de exemplu, la Praga. Tensiune de asta așa mai... ceva mai omenească între parlamentari. Ați văzut ce nebunie s-a riscat acolo odată cu încercarea asta de votare a legii bugetului în Parlamentul României și în continuare apar informații legate de nebunia aia din Parlament. Și ce interesant este că protagoniștii se acuză reciproc de faptul că ar fi oameni ai lui Ciolacu. Deci cumva Ciolacu este cel care a orchestrat această întâmplare și Șoșoaca îl acuză pe Simion de faptul că, domnule, e omul lui Ciolacu, sunt mână-mână oamenii ăștia, lucrează împreună. Și acum vine și George Simion și vă explică de ce Șoșoaca este
cumva ceva ce deține sau instrumentează Marcel Ciolacu. Ia da, dacă ori fi amândoi oamenii. Sau, dai seama, fără să știe unul de altul. Da, de ce? Fără să știe unul de altul, asta ar fi mișto. Domnul Buzeanu. A funcționat atât de bine spre distragerea atenției publice scandalul dintre domnul Simion și doamna Șoșoacă, astfel încât eu bănuiesc rezonabil că s-a amândoi în slujba PSD-ului și că și știu asta, și că altfel nu s-ar sincroniza atât de bine. Nu? Deci mie, eu cred cu sinceritate, domnul Buzeanu, că șansele sunt mari ca atât domnul Simion cât și doamna Șoșoacă să facă niște jocuri PSD-iste până când nu vor mai fi util PSD-ului și atunci să vezi ce revoltă. Să ne amintim că și mentorul lor, Corneliu Vadim Tudor, făcea jocuri împreună cu Partidul România Mare, da, au fost la începutul anilor 90 niște proiecte fedeseniste sau pedeseriste, cum s-au denumit care ulterior. Care au scăpat de sub control? Nu știu dacă au scăpat de sub control. Sau nu au mai fost utile scopului inițial. Da? Hai să vedem. Care sunt acuzațiile pe care le aduce George Simion, liderul celui de-al treilea partid din România, dacă nu chiar al doilea, adică conform sondajilor. Despre asta vorbim. Ia să. Când injustiția devine lege, rezistența devine datorie. N-am zis-o eu, a zis-o un mare președinte. Ce vreți? Să acceptăm ce s-a întâmplat cu profesorii? Că pentru asta am protestat. Ce vreți? Să avem liniște și civilizație în Parlamentul României? Am avut liniște și civilizație de 33 de ani și uite unde ne-a adus chestia asta. Iisus, când a intrat în templu, pentru că toți suntem în zilele sfinte acum, și a văzut ce se întâmplă acolo și toate chioșcurile, toate tarabele, a pus mâna și le-a dărâmat taraba. Asta avem și noi de făcut cu chioșcurile regimului Ciolacu. Au trimis-o pe Șoșoacă, pur și simplu ca o unealtă, să ne strice protestul cum o face de 2 ani de zile. Și acum marea avocată a scris o plângere de te doare minte, a scris-o cu picioarele, a depus-o împotriva mea astăzi, că, vezi, Doamne, am șantajat-o, am agresat-o sexual, am lovit-o. N-am lovit-o nici cu palma, nici cu pumnul. Lucrul ăsta se poate vedea clar. Ea face ce face de 2 ani de zile. Atacă AUR, nu atacă PSD-ul, nu atacă PNL-ul, nu atacă sistemul. Are o singură grijă, o singură preocupare. Eu am încercat să o ocolesc, să-mi văd de protestul meu. Dacă nu s-a putut, trebuie pus piciorul în prag. Nu regret absolut nimic din ziua de ieri și n-a lovit-o, n-a agresat-o. Nu cred că e un bărbat sănătos la cap care să vrea să o agreseze. Iase, de ce ne-am întâlnit noaptea? Nu ne-am întâlnit noaptea, nu ne-am întâlnit la Viena, nu vreau să am de-a face cu ea, am încercat să o protejez, dar toate au un sfârșit. M-a întrebat, ce faci, mă agresezi? Nu, ea mă agresa. Și am întrebat-o, cum? Te agresezi sexual? Nu o să se întâmple nimica cu așa zisa ei plângere și cu așa zisele ei minciuni, e o altă unealtă și o altă slugă a PSD-ului. Dar sistemul ăsta trebuie bătut și o să fie bătut și tarabele lor o să fie răsturnate în 2024, că pe liniște nu mai merge. Dom'le, pe liniște nu mai merge, dar pe logică poate ar trebui să mergem și pe bun simț, totuși nu poți să te compari cu Iisus. Adică oricând ai vrea să faci, să drei, să fii, să pare așa un individ care face, drege, se luptă, agresiv, agresiune și așa mai departe, nu poți să agresezi de Crăciun, în pragul Crăciunului, existența lui Iisus. Adică nu poți să vii să te subsumezi, să te asociezi gestului pe care l-a făcut Iisus la intrarea în templu, unde se comercializau ca și cum Parlamentul României ar fi templu, ca și cum tu te-ai opus și ai arătat că e rău ce se întâmplă. Dom'le, e un pic ceva de nefăcut așa, adică dintre toate lucrurile pe care le-ai putea face ăsta, cred că ar trebui să fie ultimul. Te apuci să duci în derizoriu, că e o ducere în derizoriu, totuși activitatea lui Simion acolo nu poate fi comparată cu cea lui Iisus. Doamne, e ceva ce ar trebui să-ți dea pe-n cap să nu faci. Între timp, în schimb, am văzut că vine cu această acuzație importantă, că Șoșoacă ar fi ceva ce instrumentalizează sau instrumentează Ciolacu. Păi și Șoșoacă a zis același lucru despre el, că e omul PSD-ului.
și că e partidul sistemului. L-a făcut și Securist. Da. Și acum răspunsul e, ba tu ești omul sistemului, ba tu ești o invenție PSD-istă. Ar putea fi unul dintre rarele cazuri în care amândoi să aibă dreptate. Ar putea să fie, într-adevăr, nu trebuie neapărat să fie contradictorii, pot avea... Nu, data asta e posibil. Dreptate? Cele două adevăruri, în măsura în care sunt adevărate, pot coabita, coexista. Dar războiul Simion Șoșoacă... E mai mic decât celălalt. Nu e. Are un război mai mare. Sunt chestiuni grave care trebuie lămurite și dezbătute. Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu chiar s-a implicat, a făcut și o documentare pe marginea vizitei lui George Simion la Vatican. Adică. E o imagine, o să o arătăm și noi, care circulă așa în mod ostentativ și pe la televizor și pe interneturi, înțeleg, domnul Buzăianu, o imagine care îl înfățișează pe Simion și îi înfățișează pe Simion și pe papă. Da, a apărut din nimic așa. Bine, el a fost la Roma. S-a pozat cu el. A fost la Roma, s-a pozat cu George Meloni. Stai o secundă. Da? S-a pozat și cu papa. S-a pozat și cu papa. S-a pozat și cu papa. Deci imaginea asta nu e un trucaj. Nu. Nu e nimeni că e trucat. Simion spune în felul următor. M-a avut o audiență privată cu sanctitatea sa, papa Francisc. Pare multă lume totuși pentru... Da, să zici că și la o întâlnire privată, da, să zici că... Mă rog, nu vezi că s-a plecat un pic pe el, i-a zis, da. Zic ceva, dar mai încerc să nu ne audă ăștia. Am o... ceva privat de vor. Bun. Hai să vedem primul rând. Să vedem în primul rând cum comentează Cristian Tudor Popescu această întâlnire. Care l-a siderat, a avut o atitudine de om siderat de această situație. Adică, zic, domnule, totul până aici. Am văzut că are oarecare reverență față de papă, deși el se comunică... Dom'le, ce mi se pare mie straniu în întâlnirea asta, înainte să-i citim punctul de vedere domnului Cristian Tudor Popescu, mie mi se pare straniu că domnul Simion se înconjoară și se asociază cu oameni care au alte valori. Corect. Da, n-are legătură totuși că deci, e un partid ultra-ortodox. Nu mai merg pe zona de confesiune. Am înțeles. Că e un partid care se declară ortodox și are o stare de încântare în fața. Poate e un partid mai degrabă ecumenic acum. Da. Am văzut că e și domnul Ilan Laufer acolo susținut, dar și domnul Mohamad Murad. Deci avem domnul Mohamad Murad la aur, avem domnul Ilan Laufer la aur, avem imaginea papei de care încearcă să beneficieze președintele aur. Budici n-am văzut. Așa? Budici n-am văzut. Ai răbdare. Deci cum de te grăbești? Stai să vedem până la alegeri, te mai fac trei alianțe și cu taoiștii, budiștii. A dus și un ateu, de exemplu, pe Prigoană, care așa mi-a rămas în minte, că așa parcă mi-a zis. Prigoană e la aur acum? Cum? E la aur? Da. Ai, măi. Da, domnule, s-a îmbrăcat, s-a înveșmântat în tot un aur. E tot în aur. E așa. Deci știi acolo, da. Și mulți oameni care, la prima vedere, cel puțin metaforic, nu cred că au niciun Dumnezeu. Dar, dincolo de asta, Papa Francisc are o deschidere foarte mare față de anumite fenomene sociopolitice, dacă vrei să le numești așa. Înțeleg că inclusiv cuplurile de același sex pot primi o anumită binecuvântare. Păi, e o situație ulterioară acestei vizite, adică e o știre care, dacă urmărești consecutivitatea, vezi întâi știrea cu Simion la papă și apoi papa care zice, dom'le, hai să binecuvântăm și cuplurile gay. Oamenii trebuie binecuvântați în general, nu? Dacă ai dimensiunea asta credincioasă, să nu zic altfel. Dar de ce până acum îi se părea vreun retrograd papa? Adică domnul Simion știe exact ce opinie are papa. Dar asta probabil vedem și pe Cristian Tudor Popescu. Dar este încântat, racordat cu sare de încântare. Eu așa l-am urmărit, având o atitudine reverențioasă față de papă, pentru că pare așa un pic mai deschis la... Dar poți să ai o atitudine de orice fel față de oricine. Nu înțeleg unde anume se intersectează convingerile domnului Simion cu convingerile papei. Și problema nu e, bineînțeles, la papă, că papa se poate întâlni cu oricine, nu? Problema e de ce își dorește Simion să fie asociat papei atâta timp cât papa nu are un mesaj similar domnului Simion. Păi hai nu, dacă tu pleci de la premiza greșită că domnul Simion ar avea niște convingeri. Adică, dacă le are sau nu le are, provează niște idei, nu? Da. Cristian Tudor Popescu, scriitor și gazeta. Iată și confirmarea finală a dezgolirii șobolanului strecurat în toată mizeria lui. Șobolanul strecurat... Presupun că este domnul Simion. Deci în toată zoologia asta în care ne aflăm, acum intervine și șobolanul, am avut porc, am avut scraf, am avut mai și șobolanul.
Păi știi că CTP autorul și al guzganului Rozaliu. Și la doamna Șoșoacă, scuze, Dăncilă a găsit și acolo o asociere, nu mai știu. Da. Ce, aia s-a lăsat cu amendă. Deci, nu, până la urmă s-a relaxat, adică până la urmă mi se pare că a câștigat. Da, în prima fază. Da. Bun, chargé d'affaires, monsignor, așa, reprezentantul Nunțiaturii Apostolice de la București, deci ambasadorul Vaticanului la București, că în terminologia asta poate nu, a răspuns solicitării din articolul pe care l-am publicat ieri despre minciuna ordinară a lui G. Simion. Îmi place asta cu G. Simion la nebunie. G. Călinescu. G. Simion. Așa, despre minciuna ordinară a lui G. Simion, primit de papă într-o audiență privată, cu ghilimele. Da. Și ne spune acum în engleză, nu o să citim în engleză, o să mergem puțin mai departe, că noi trebuie să citim în română. Doresc să fie foarte clar că Papa Francisc nu l-a primit pe domnul George Simion și nici pe vreun alt politician într-o audiență privată. Se pare că a participat la o audiență cu un grup de italieni care promovau concertul de Crăciun în Vatican. În acel moment, santitatea sa era cu siguranță necunoștință de cauză în ceea ce privește participanții din grup. Se mai comentează ceva în cadrul acestei, ca să știu dacă trecem la următorul capitol? Nu, da, aici pot să fac eu o scurtă paranteză, domnul Zafir. Atât, bun. Așa. Am eu o scurtă paranteză de făcut aici. Fă o scurtă paranteză. Apropo de domnul Simion care se compara cu Iisus mai devreme, l-ați văzut în mașină acolo explicând, și papa are acest obicei de a impersona totuși, de a impersona pe Iisus, ai văzut, merge cu mașina de asta mai așa, mai nu știu cum, un gest omolog, gestul în care a intrat Iisus în Ierusalim pe măgar. Vedem tot felul de momente de genul ăsta, spală picioarele oamenilor. Deci vezi, aici s-au întâlnit doi care sigur au acest obicei. Da, papa nu e politician. Da. Nu, papa nu. Deși conduce Vaticanul. Conduce, este suveran. Da. Dar suveranul nu e politician. Da, nu e. În general. Deci, George Simion răspunde. Acum ce am înțeles noi de la domnul Popescu? Da. Zice în felul următor. Domnule, am verificat, am vorbit cu ambasada Vaticanului să fie lucrurile mai simple așa și ne-a spus că nu, domnule, n-are nicio audiență privată, niciun fel de politician n-a avut la papa. Da. Și mai mult decât atât, dacă George Simion s-a plasat într-un grup de italieni care s-au întâlnit cu papa, n-avea de unde papa să știe. Dom'le, mie răspunsul ăsta nu miroase sinceritate. Nu știa papa cine e. Cum să nu știe? Eu nu cred că papa se întâlnește cu cineva fără să știe. Totuși, cu cine. Dacă vine papa un grup... nu știa cu cine s-a întâlnit, înseamnă că e compromis și aparatul birocratic. Acum, al mă gândesc, la papă pot intra ca la nivel de grup așa, cam orice oameni așa, adică, nu știu, adică la nivel de grup, intră noi grupația așa, poate să fie într-un context, dar nu merge. Știi. Deci răspunsul ăla de la monseniorul, bre, lasă-ne, nu, e ceva care sfidează bruma de logică cu care o pretindem de la orice fel de formulare. Din ce estimezi tu acum faptul că nu a fost gafat-o. O întâlnire individuală. Au gafat-o. Dar și întâlnirea care a fost au nu gafat-o. A fost fără să știe cine e G. Au Simion. Au gafat-o. George Simion s-a dus să bată palma cu Meloni. Meloni e premierul Italiei. Meloni este foarte important în Italia. L-a băgat pe George Simion la papă. Ce e așa de greu de înțeles? Ce e așa de greu de înțeles? Nu vrem să o spunem să nu deranjăm nici. Lasă că vor avea și ei cum îl cheamă domne pe ăsta? Teodosie al lor. Da, da? A ajuns aproape de vârful Bisericii Ortodoxe Române un personaj controversat cum este IPS Teodosie. Nu o să pornim acum de la prezumția că nu există personaje controversate și în conducerea Vaticanului care mai pot plasa și pe cineva pe care papa de bunăvoie poate n-ar vrea să-l întâlnesc. Și asta e prosteală. Nu știa suveranul potiv cu ce s-a întâlnit. Păi dacă nu știa, e mai grav decât să recunoașteți că a putut Meloni să placeze, să-și placeze proaspăt deci partenerul. Deci pare un incident de securitate. Mă lasă, păi da, zice G. Simion, da. Președintele Aur. Mă rog. Gazetarii bolșevici și politicienii de carton sunt capabili să creeze o realitate paralelă chiar dacă le prezinți poze și înscrisuri oficiale. Da, nu apare numele meu pe lista de audiențe de la Vatican. Și nici nu am spus acest lucru, dar în schimb apare entitatea alături de care am participat la întrevederea cu Papa Francis. Păi atunci, n-ai primit tu o audiență privată. Ai fost membru al grupului care a primit o audiență privată. Și aici e vorba de nuanță. Motivul simplu, am ales să merg la Vatican alături de românii din Italia. Păi da, vezi că reprezentantul papalității în România spune că era cu un grup de italieni. Am fost pentru a fi alături de frații noștri creștini din Italia și pentru a-i duce papei
Francisc, da? Un cadou de suflet, păi care se exprime cel mai bine identitatea românească. Da, da, italienii și românii sunt înfrățiți și a fost față cu frații săi, dar nu români, italieni. Pare... Nu a distorsion. Sau dacă mergi pe o teza a controversatului părerolog Napoleon Săvescu, noi am cucerit pe ei. Cucerit, deci era normal. Deci, da. Noi, cu frații noștri mai mici italieni, deci... pe care i-am latinizat la un moment dat. Nu am distorsionat în niciun fel adevărul, este strategia clasică a urmașilor lui Lenin de a diaboliza orice acțiune a opoziției. Evident că nu a fost o întâlnire oficială între mine și papa. Nu am susținut niciodată acest lucru, doar mintea bolnavă a unor a putut crea tot felul de scenarii. Cei care ridicau ode lui Ion Iliescu acum atacă acțiunile singurului partid patriotic parlamentar, cam atât despre vista la Vatican. Iar pentru toți CTP-ii din România atașez chiar și galeria de fotografii pe care cei de la Vatican Media au postat. Dar noi știm că te-ai văzut cu el. Întrebarea era: ai avut audiență privată? Tu când folosești expresia audiență privată în România, nu te gândești la o întâlnire organizată, între stabilită, tine și el? Între doi oameni care știu exact cine e unul, cine e celălalt. Nu? E clar cine e papa. Acum te pare dacă știi papa, cine e omul ăsta? Corect. Da. Este inadmisibil cum iese veninul din unii jurnaliști care fac jocurile PSD și PNL de ambuni. Deci acum spune, îl face nu știu cine face și pe Cristian Tudor Popescu. Dacă și Cristian Tudor Popescu face jocurile PSD și PNL. Domnule, asta o impietate mai mare decât cea a prezidenției sale. Asta e aproape ales majestate. Nu se poate așa ceva, doamne, iartă-mă de treabă. Da. Că încerc să... Bun, dați și invitația, că Simion a produs în spațiu public și o invitație, da, pe care este scris numele cu pixul. Da, asta, atenție, într-o comicărie generală, în sensul lui Simion se reproșea vizita la papa de către ea, principalul contraargument al lui Șoșoacă, cu care îl lovea. Și faptul că s-a dus la papă. Ce scrie, domne? Ce care a vaccinat de... obligatoriu, oameni. Deci concertul de Vatican, da, a 31-a ediție. Uite ce scrie aici. Da, domne, e clar. Papal Private Audience, December. Papal Private Audience, December 16. Așa. Signore George Simion. Appointment. Appointment, da. Îi zice și cum să se îmbrace, îi zice și cum și să... frumos. Păi explică-mi și mie, atunci, cine a scris cu pixul numele lui Simion aici, dacă papa nu știa cu cine se întâlnește? Acum, într-adevăr, poate fi scrisul lui George Simion sau... Păi și a făcut rost de o invitație la audiență privată, cu oră, cu tot ce trebuie, fără nume, și a scris el numele cu pixul. Se procedează să ne spună reprezentantul Vaticanului. Domnule, se practică așa ceva? Poate e fals, poate nici nu e așa, poate ei folosesc mova aici. Nu, nu văd alte ieșiri din această situație decât aceea ca papa să aibă... Să aibă, facă o conferință de presă. O conferință de presă în care să... Eu zic să-și asume. Ăștia au început să se joace ca să creeze un întreg mecanism interesant, nu știu de care. Au dat o denumire deloc potrivită acestei întâlniri. Da. Deci ceea ce scrie acolo, sau e descris acolo ca fiind audiență privată cu papa, nu este o audiență privată cu papa, e un titlu așa, este un meet and greet, cum se folosește în termenii showbiz-ului. Dai mâna cu el, ești un fan, dai mâna cu el, schimbi două vorbe și ai plecat. Dar e ceva ce trebuie să scuze în fața fanilor săi. Și adică... adevărata audiență privată e când într-un birou se poartă un dialog. Aici cum e? Vă admir, vă iubesc, domnul foarte mult, mă bucur că te-am văzut tinere. Le spunem bună seara interlocutorii noștri, Diana Buzan, USR, bună seara. Bună seara. Marius Humenlicu, PSD, bună seara. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și adaug la ce vorbeam un pic mai devreme, adaug faptul că totuși e ceva ce trebuie să explici, adică nu-mi dau seama în ce măsură îl ajută pe George Simion această întâlnire cu papa și nu cumva e mai degrabă ceva ce trebuie să scuze în fața publicului său, care nu este prea entuziast când apare. Sigur, îl pune într-o postură totuși de individ prizabil, dacă îmi permiteți termenul, domnul Humelnicu, nu? Vi se pare și noastră că devine din ce în ce mai utilizabil George Simion? Că mă gândesc că poate PNL-ul nu va avea un scor suficient și va fi nevoie să vă împrieteniți cu oamenii ăștia de la aur, să guvernați țara într-o situație de dezechilibru global, adică să vă sacrificați. Când vă vor spune oamenii că faceți alianțe cu extremiștii, veți putea spune, cum, domnule, extremiști, a avut audiență privată la papa? Papa, cu Georgia Meloni se știe, s-au vorbit. Prieteni. Cu prieteni. Da, vă rog, domnul Humeni. E complicat când te gândești că în 2024 să poți să faci o alianță cu aur în condițiile în care ați văzut tot ceea ce s-a întâmplat și a văzut o țară întreagă ce s-a întâmplat în, atunci când trebuia să dezbate cea mai importantă, dacă vezi, cel mai important proiect de lege, și anume... Păi ce s-a întâmplat? Ați reușit să nu mai dezbateți, că nu era în favoarea dumneavoastră dezbaterea.
în favoarea noastră de la dezbatere. Era în favoarea, păi este bine cu bugetul. De fiecare dată, cu siguranță nouă ne convine. Să okay. De ce? Pentru că așa, da. Și ce e important? E important atunci când, indiferent dacă e un partid sau celălalt la guvernare, cum structurezi bugetul. Spui, domnule, pun o sumă mare pe investiții, da? 7% pe investiții, ceea ce nu a fost niciodată ca sumă, după care spui, domnule, trebuie să avem grijă să mărim salariile unde la profesori unde avem problemă și să avem într-adevăr creșterile salariale. Păi dar oamenii ăștia erau acolo cu niște plăcuțe în care vă reproșeau faptul că nu mări salariile la... Asta e opoziția, să știți, una ce zice opoziția, una ce, ce vă spunem... Deci, haideți, lăsați bugetul că am vorbit despre buget. Hai să ne întoarcem, să ne întoarcem aici la treaba asta. Deci, a avut Simion audiență privată la papă sau nu? Cred că e mai degrabă ceea ce a spus dumneavoastră pe o faie s-a înscris. A zis, domnule, vreau și eu să fiu, ajung la dumneavoastră. Cum a zis dumneavoastră, mă numesc așa, am dat mâna, vă apreciez, dă mâna și ai bună ziua. Mergi cu domnul. Bine, asta trebuie să explice domnul Simion ce a făcut. V-am zis, din punctul, cred că a fost la papă, trebuia să se spovedească sau să meargă la un preot de-a nostru ortodox, creștin-ortodox, să se mărturisească și să spovedească, pentru că odată ce aduci în jurii unei doamne și în general în Parlament aduci în jurii, ai acte de violență, nu știu dacă poți fi considerat un lider. Să poți să conduci și alți oameni dacă ai un astfel de comportament huliganic. Doamna Buzăr. Dânsul vine, din galerie, așa că atunci când vii din galerie nu poți... Acum stigmatizați toți, să vedeți când or veni ultrașii la vot și nu mai luați voturi, că... Ce? Îmi plac ultrașii. Plus că dumneavoastră a jucat fotbal, acum stați aici, că mă păterim. Îmi plac ultrașii. Vorbiți de al 12-lea jucător, din asta sunteți unul dintre primii 11. Vă luați de suporte. Nu, suporte, da. Adevărat, suporte la bine și la rău, dar în niciun caz nu încerci să te iei la bătaie și să aduci în jurii în Parlamentul României. Adică, păi da, a zis-o ca un reproș, că vine din galerie, pare așa o subspecie. De vine din galerie adversă, na? Am înțeles, așa da. Bun. Nu, da. Și pe aceea să știi, trebuie să-i apreciezi, pentru că și apără culoarele și apără... Corect, e vorba de realitate. Da. Doamna Buzăianu, deci subiectul ăsta părea așa la început o notă de subsol a evenimentelor politice, că s-a întâlnit Simion sau nu cu papa. Dar pare să capete foarte multă anvergură. În primul rând s-a implicat personal și l-a comentat Cristian Tudor Popescu, una dintre cele mai grele voci din spațiul public românesc. Domnul Simion a răspuns într-o manieră care, caracteristică. Da, atenție, n-a amenințat pe nimeni că agresează sexual de data asta, ceea ce ne demonstrează un progres în comunicarea sa publică. Vreau să vă întreb, uitându-vă la această imagine, privind și documentul pe care l-am prezentat mai devreme cu audiență, a avut sau nu a avut audiență privată la papă, Simion? Pentru că nunțiatura apostolică din România spune că n-a avut și că papa habar n-are cine-i Simion. Chiar așa ușor te întâlnești cu papa, îi faci sanctității sale cadouri, îi dai, pe uite că era o bombiță acolo. Chiar așa îi dă oricine, pune mâna oricine pe sanctitatea sa? Acum, audiență privată sigur n-a avut, din moment ce mai erau acolo în poză încă câteva zeci de persoane. Să îl credem pe un mitoman care... Mai dați odată documentul, invitația. Că eu nu știu ce înseamnă audiență privată. Asta aici trebuie să... Deci aici scrie audiență privată cu papa. Da. Dar înțeleg că e audiență privată de grup. Da, da. Păi așa arată audiențele private. Sunt audiențe private când cu zeci de oameni. Așa păi arată. Și-a mai mințit Simion atunci dacă a zis că a avut audiență privată? Că el n-a zis că a avut audiență privată singur. Da, dar știți că problema de fapt cea mai mare a lui Simion este că este un produs al inclusiv actualei guvernări PSD, care se bucură foarte, foarte mult când îl vede că crește, pentru că nu e așa, în turul 2 din prezidențiale este visul lor cel mai mare să ajungă să zică, domne, păziți țara de extremiști, dar până atunci să-i creștem pe extremiști, că e perfect în regulă. Noi avem nevoie astăzi să punem un cordon sanitar în jurul mișcării extremiste, dar în Parlament nu s-a întâmplat asta și de cele mai multe ori acești reprezentanți au în frunte cu Simion au avut toată platforma necesară, și toată creșterea necesară publică, politică, ca să poată să facă absolut tot ce au vrut acolo. Păi, n-au fost niciodată stacionat. Vine servit așa pe interesele puterii creșterea domnului Simion. Că... Normal. Adică... Și ca să nu mai spunem și de partidele de opoziție. De ieri, partidele de opoziție sunt PSD, sunt la PSD,
și un pic PNL, sunt USR și AUR în momentul de față. Mă rog, declarate de opoziție, pot exista niște înțelegeri ascunse acolo. Dintre, mă refer la partidele parlamentare, da? UDMR nu o să intre în categoria asta. Dar dumneavoastră ați mai văzut vreodată pe cineva care acum o secundă să urle, să țipe, să facă ca toate alea și după aia ca și cum pe telecomandă a apăsat cineva, zice, gata, noi plecăm, noi nu mai votăm bugetul. Deci am stat aici 3 zile, am urlat, am țipat, s-a întâmplat ceva, un scurt circuit rapid și ne ducem de acum încolo, nu ne mai interesează bugetul. Vorbim și despre buget. Întrebare, credeți că papa s-ar fi putut întâlni cu cineva despre care nu știa absolut nimic, așa la câteva zeci de centimetri? Nu am idee dacă se poate întâmpla așa ceva, dar în orice caz este foarte clar din poză că nu este o audiență privată. Da, nu e o audiență privată individuală, dar dacă e o audiență privată, că îi scrie pe documentul ăla, adică eu încerc să-mi dau seama că poate nu-i suficient de bine păzit papa. Păi nu știe cine e, te apropii așa. Ai îngrijorare față de papă la cineva. Dacă era un terorist. Păi sigur că da, cum e o personalitate cu care avem onoarea să fim contemporan, domnul Buzean. Da, domnule. Cum este liderul spiritual al Bisericii Catolice? Da, trebuie să avem respect, nu? Respect. Față de frații noștri. Dar Natalia e chiar îngrijorare, nu doar respect. Nu ești îngrijorat pentru orice fel de suveran? Sunt. Domnul Buzean, tratați cu foarte multă lejeritate. Părinte, oarecum dezamăgit că s-a întâlnit. Ați fi vrut să-l vedeți în audiență la Chiril? Domnul Buzean. Da. Știți care e problema? E cu sută coață albă, e lucrătură. Haideți că Meloni aia în Italia, doamna Meloni aceea, în Italia, cred că e suficientă influentă încât să mai pună pe cineva pe lista la întâlnire cu papa. Eu am văzut foarte mulți politicieni de-a lungul timpului care s-au folosit de religie ca să obțină niște voturi. Și mi se pare absolut deplorabil, mi se pare grețos. Că te duci și faci o poză cu nu știu ce biserică. Deci este absolut grețos să capitalizezi pe religie. Ești credincios. Cel mai important lucru pe care poți să-l faci când ești credincios este să fii cu valorile respective în suflet și să le respecti și să acționezi în baza lor. Nu să te duci să faci niște poze, că de fapt despre asta este poza asta. Despre asta este această audiență care o analizăm dacă e privată sau nu e privată. Păi, dar aici e o altă curcătură. Care sunt valorile pentru care pledă papa? Suveranul pontif, adică nu pare că e ceva vrea George Simion să asume valorile pentru care l-am auzit pledând pe papă. Adică da, bine, acum Simion ca Simion, că acolo el e prieten cu Meloni, știe oamenii din Italia. Da. Dar explicați-mi și mie ce a căutat la concertul ăsta de la Vatican șeful Transgaz. Opa. Domnul Cumelnicu, dumneavoastră ați auzit? Știți că domnul cine a mai fost pe acolo? Șeful Transgaz ăla, cel mai bogat om care a lucrat doar la stat toată viața lui, cu milioane în conturi, apartamente în Dubai, care a depășit vârsta de pensionare, ia bonusuri de sute de mii de euro din fruntea Transgaz. A fost și el acolo. El pe ce bani, cu ce ocazie, ce căuta el la concertul ăsta de la Vatican? Dacă îmi dați voi întâi să spun... Vă rog. Te dau o replică dacă vreți puțin. Dar stai că e dură. Pe procedură, vă rog frumos. Care a fost diferența atunci când au ieșit în față și că USR-ul a avut acele cutii goale și țipau și urlau și AUR-ul care a ieșit tot în fața Parlamentului, sălii și aveau niște foi în mână. Care a fost diferența? Dar și pe noastră v-a văzut în față. AUR care țipa, dați-mi voie să vă spun. Care a fost diferența? Oh, sigur, da, dați-mi voie, încă puțin. Ați fost acolo, era ca o galerie. Era ca o galerie împreună, din păcate. Dacă habar n-aveți cum arată o galerie, domnule Humelnicu. Doamne, vă zic aici chiar greșit. A jucat fotbal la viața lui. Domnul Humelnicu a fost jucător profesionist de fotbal. Dacă nici galerie nu știe. N-a jucat la o echipă care să aibă galerie, poate în sensul ăsta, nu știu. Auziți, vă dau filmat cum tipați ca o galerie, USR-ul tipa ca o galerie. Dar domnule Humelnicu, eu vă înțeleg. Iar mă întrerupeți și iar facem un haos în toată dialogul. Parcă am fi în Parlament aici. V-am ascultat, nu am zis nimic, n-am fost de acord cu ceea ce spune și vă repet. Vă dau filmare când tipați ca o galerie tot, inclusiv și dumneavoastră, și tipați din bănci, tipați la ceilalți. Domnule Humelnicu, domnul Tiță a devenit, a sărit peste bănci și s-a dus să-i bată pe oamenii de la UTMR, l-a tras de ureță un coleg al meu. Eu vă spun că dumneavoastră țipați. Nu, noi am făcut un protest care v-a deranjat și mă bucur foarte tare că v-a deranjat. Nu, erați ca într-o galerie, credeți, m-am filmat, erați ca într-o galerie. Uite că se dau acum imaginile foarte frumos cu domnul Ghiță și comportamentul lui de mârlan. E foarte complicat.
Bine, folosesc cuvinte... Cine era Mârlan? Că mi-a atras Simion, atenția acestea. Vă deosebiți de domnul Simion sau suntem în aceeași... Vreți să spuneți că domnul Ghiță este un domn desăvârșit cu foarte mult respect față de domnul Parlament. Domnul Ghiță, da? Dar ascultați-mă puțin. Toată lumea știe că a făcut sport și este campion mondial la K1. Dacă un coleg de-al nostru zice, ia vină-mă puțin încoa. El ce să facă? Să zică, nu, doamne, nu mă chema. Așa, să zic că eu cu pumnii, bam, știți cum era în familia Flintstone, știți că era copilul ăla care bătea cu păta. A făcut același lucru, l-a provocat, după care ceea ce, doamne, m-a luat de ureche. Păi ce să-ți facă? Nu, o să prezentăm imagine, sunt absolut siderante imaginile cu comportamentul Ghiță, sepepistul K1, adică, dar până la urmă îl înțeleg pe om, pentru că și el până la urmă e pus într-o situație delicată de oamenii care au alte arme, care, de exemplu, au armele replicilor, au armele minții, ale creierului, și atunci el are arma mușchiului. Și el se simte cumva, până la urmă, pus într-o situație delicată de un om cu minte. Cu minte, două cuvinte. Dar poate fi și unul. Ca poate să fie și unul, da. Și atunci folosește și el arma sa pe care o are în dotare, și anume forța fizică. Domnule, dumneavoastră credeți că se poate face totuși o paralelă între reacțiile USR și cele AUR? Adică, haideți, că dincolo de faptul că sunt partid de opoziție, eu nu găsesc elemente comune. Simion, când Stelian Ion, când încerca să protesteze, punea muzică clasică în boxa. În comisia juridică. V-au pus și ăștia de la AUR muzică clasică ca să... Nu există termen de comparație. Da. Sunt de acord cu dumneavoastră, numai că vedeți că avem politicieni tineri. Cum suntem la primul mandat, cum e Diana, cum sunt alții de la... Avem alte pretenții. Nu mă veți vedea niciodată urlând, țipând prin asta, prin sală, de la alții, bătând în mese. Nu e normal, pentru că noi suntem noua generație. Ce aduci plus valoare? Același lucru, aceeași, fără argumente, un debate din acesta, în care, într-adevăr, să vin cu păreri pro și contra. Bun, trebuie să închidem, doamna Buzeanu, dacă aveți o replică, vă rog. Da, pretenția mea de politician tânăr este să nu mai fie România jecmănită. Minciunile pe care le-a spus domnul Ciolacu de la plen... absolut incredibil. Trebuie să luăm o scurtă pauză, revenim, mulțumim pentru intervenție. Doamna Buzoianu, USR, domnul Cumelnicu, PSD, mulțumim amândurora pentru intervenție, pentru comentarii. Revenim imediat.